În luna septembrie, între orele 8 și 16, copiii și părinții din Călăraș sunt așteptați la Palatul Copiilor pentru înscrierea la activitățile educative din oferta educațională a cercurilor care vor funcționa în acest an școlar. Documentele necesare sunt cerere de înscriere completată și semnată de către părinte sau tutorele legal și o copie de pe certificatul de naștere al copilului. La Palatul Copiilor, în anul școlar 2021-2022, vor funcționa 13 cercuri cu activități educative. Doamna director, luni pornim într-un nou an școlar. Cu ce activități așteptați copiii la Palatul Copiilor? Oferta noastră este aceeași de anul trecut. Nu este niciun cerc nou, nicio activitate nouă. Doar un profesor s-a schimbat la unul dintre cercuri, o să vă spun eu imediat. Îi aștept cu gânduri frumoase, cu dorință de a-i primi aici cu brațele deschise, să-și arate talentul, să-și îl descopere și, bineînțeles, să-l dezvolte alături de profesorii noștri, care sunt calificați în meseriile lor și atunci îi pot îndruma cu drag. Și pentru asta aș vrea să vă enumăr cercurile din oferta noastră. Așa cum am postat și pe pagina de Facebook a Palatului și pe site-ul nostru, avem 13 cercuri. Cultură și civilizație engleză, unde de asemenea doamna profesor vrea să facă și o grupă de cultură și civilizație italiană, dacă sunt doritori. Noi, prin asta să fac o paranteză, prin regulamentul nostru de organizare și funcționare, în cadrul cercurilor se pot înființa trei grupe în alt domeniu decât cel al cercului respectiv. Și atunci profesorul, dacă dorește să facă și altceva, se pricepe sau sunt doritori, sunt cerințe, poate să înființeze aceste trei grupe în alt domeniu. Și de aceea fiecare dintre noi facem și altceva pe lângă cercul de bază. Și acum chiar vreau să vi le enumăr. Înainte să treceți la următorul cerc, aș vrea să stabilim încă de acum, în momentul în care îmi prezentați un cerc și activitatea de acolo, să-mi spuneți și vârsta minimă a copiilor, astfel încât părinții să știe la ce își pot înscrie copiii. Da. Da, deci la cultură și civilizație engleză, domnișoara înscrie copii de la grupa mare, chiar a avut anul trecut, pregătitoare, până la clasa 12-a, deci limita maximă aceasta este și atunci o să vă spun doar care este limita de jos, ca să zic așa, a vârstei. La orchestră populară Taraf, aici se fac instrumente muzicale. Știți deja că avem înființat un taraf aici de către domnul profesor Laurențiu Mireanu, care deja are spectacole și premii câștigate la concurs, dar bineînțeles că vrem să mărim, să zic, numărul de din componența tarafului și să vină cât mai mulți copii către acest domeniu, pentru că este destul de frumos, dar și solicitant, adică multă muncă și rezultatele se văd un pic mai târziu. Aici, de asemenea, domnul profesor înscrie de la clasa 1, cred, în funcție de instrument. Știți că anumite instrumente chiar nu se pot face de copii foarte mici. Muzică populară, unde predau eu și de asemenea fac și dansuri populare, canto de muzică populară și dansuri populare, înscriu copii de la 6 ani. La aeromodele și rachetomodele, doamna profesor are o grupă și de ecoturism, cu care de asemenea participă la concursuri și are și ea numeroase premii. Dumnezeu, de asemenea, înscrie copii de la clasa pregătitoare. Muzică vocală instrumentală, de asemenea instrumente muzicale și muzică ușoară și muzică populară. Se pot înscrie la chitară clasică sau electrică. Avem copii înscriși la tob, la saxofon, la pian. Deci cerințele sunt multe, pentru că avem norocul că domnul profesor se pricepe și știe să le arate la mai multe, că ei își doresc tot felul de instrumente și chiar ne place lucrul ăsta. Matematică aplicată. Aici, la fel, sunt înscriși copii chiar din clasa 1. Nu este limită foarte sus. Artă decorativă. Aceeași doamnă profesoară care predă și la cercul de pictură. Și aici scrie copii de pe la 5 ani.
Și la fel, fac tot felul de activități creative și pe lângă pictura pe hârtie, eu știu, sau pe planș, pe ce le recomandă doamna, fac și pe sticlă, mai fac și obiecte decorative cu care mai fac expoziții în diverse ocazii de ale noastre. Cercul de ansamblu folcloric, doamna profesor Tudor Daniela, la fel înscrie copii de pe la clasa 1 la canto și de asemenea la instrumente muzicale. Mai face dumneavoastră, face și chitară, face și vioară cu ei. La electronică avem un domn profesor nou, cel de care vă spuneam, domnul Cristache Viorel, care are și 3 grupe de robotică în cadrul cercului și de asemenea e o noutate pentru că dânsul deja și-a creat așa câteva obiective pe care vrea să le atingă cu ei, îi primește de la clasele 1-4, bineînțeles va lucra pe nivelul lor în funcție de capacitatea lor de a înțelege anumite lucruri tehnice. Muzică ușoară, vocală și instrumentală. Aici doamna profesor predă pian, are de asemenea canto de muzică ușoară și bineînțeles corul Muzet pe care l-am mai văzut și îl știe toată lumea. Dans modern, domnișoara Vaciu Andreea, la fel înscrie copii de la 5 ani. Și cercul de machete construcții, unde un profesor confecționează cu ei tot felul de lucruri minunate, făcute de mână, să zic așa, și sculptură, și diverse obiecte. Cam aceasta este oferta noastră. Anul trecut, câți copii ați avut înscriși și cum v-a afectat această pandemie? Ce să spun, ne-a afectat un pic pentru că regulile impuse la acel moment legate de distanțare și de numărul de copii în clasă și de spațiul în care ne desfășurăm ne-a forțat un pic să nu mai înscriem atât de mulți copii la fiecare grupă. Și atunci am mers pe minimul de copii înscriși, care este de 10, la cercurile unde se lucrează colectiv, gen dansuri, pictură. Iar la cele unde se lucrează individual, la instrument, la canto, atunci sunt maxim 2 copii pe grupă, minim 2 copii pe grupă, maxim 4. Pentru că trebuie să respectăm regulile acestea și, într-adevăr, s-a văzut și numărul de copii. Am avut aproximativ 1000 de copii înscriși, față de 1200 în anii anteriori sau chiar mai mult. Părinții ce ar trebui să știe? Ce documente trebuie să se prezinte la dumneavoastră pentru a-și înscrie copilul la unul dintre cercuri? Da, perioada de înscriere deja a început, de la 1 septembrie. Am popularizat deja pe pagina noastră atât modelul de cerere de înscriere, cât și oferta. Ei trebuie să vină cu cererea completată de către părinte sau tutore și cu o copie a certificatului de naștere a copilului. O pot aduce aici la secretariat sau pot veni să le completeze aici la noi la secretariat sau le pot trimite pe adresa de e-mail a Palatului pcălăraș@gmail.com. La fel îi așteptăm pentru alte informații la numărul nostru de telefon sau pe Facebook, ne scriu, le trimit mesaje și comunicăm destul de ușor cu ei cu tehnologia. Până la ce dată se pot face înscrierile și când vor începe cursurile, primul curs? Noi facem înscrieri în limita locurilor disponibile, să spun. În mod normal, de toată luna septembrie este perioada de înscrieri, pentru că începând de luni, de când încep cursurile efectiv la școală și noi începem, de exemplu, grupele care sunt vechi, grupele de performanță, copiii care sunt de câțiva ani înscriși, încep deja activitățile și sunt mai ușor de strâns. Cu grupele noi, într-adevăr, ne ia ceva timp până reușim să-i ordonăm pe grupe la fiecare cerc, pentru că totul depinde de orarul lor de la școală și atunci trebuie să știm când poate copilul să vină, în ce zi, de la ce oră și atunci perioada de septembrie este cea în care se așează, să spun, lucrurile, grupele și se face orarul definitiv ca la 1 octombrie să putem să intrăm cu toate grupele în activități. Dacă există copii nehotărâți care nu știu exact către ce să se îndrepte,
vă pot vizita, pot participa la un curs să vadă exact despre ce este vorba și să-și creeze așa o... Da, bineînțeles. Ei vin și, într-adevăr, în principiu nu prea știu unde să se înscrie sau ar dori să se înscrie la mai multe. Și atunci, da, deci este permis și lucrul acesta, se pot înscrie și la mai multe cercuri dacă le permite timpul și pot să vină, se pot răzgândi, adică te duci la un cerc, vezi că nu îți place foarte tare, sau nu te pricepi, sau nu mai dorești, sau nu mai ai timp, anunți că nu mai vii și atunci poți să te duci la altul. Adică totul aici este foarte lejer și flexibil, pentru că suntem aici să oferim exact ce au ei nevoie și nimic nu este forțat și nimic nu este obligatoriu, pentru că ăsta este specificul nostru și ei chiar pot veni să pună întrebări, să vadă cum este, să vadă cercurile, să cunoască profesorii și după aceea să decidă. Știu că an de an obțineți rezultate foarte bune în copiii înscriși la cercurile Palatului Copiilor. Chiar dacă anul acesta activitatea a fost un pic perturbată de această pandemie, ce rezultate ați obținut în această vară? Da, într-adevăr, anul acesta a fost cu totul deosebit pentru toată lumea, pentru că știm cu toții că Ministerul a anulat calendarul activităților extrașcolare și implicit a concursurilor școlare, dar la începutul acestui an, de prin martie, am început să se desfășoare online o parte din concursuri și atunci am participat și noi acolo unde s-a putut cu copiii la concursurile online și avem destule premii la instrumente, la pian, la canto și încercăm să-i motivăm și așa, pentru că altă variantă n-avem. Iar acum, în această vară, chiar weekendul trecut, am participat fizic la primul concurs pe anul acesta cu copiii de la muzică populară, la un concurs la Bacău, un concurs internațional de muzică populară și dans pentru copii, un concurs organizat pe secțiuni, secțiuni de soliști vocali, soliști instrumentiști și dansuri. Și am câștigat premii la toate secțiunile și cu toți copiii cu care am participat, premii întâi în mare parte și de asemenea și un premiu 2 și un premiu 3. Calendarul activităților este stabilit în acest moment sau îl veți afla după începerea noului an școlar? Adică veți ști exact când vor începe competițiile, concursurile? Vom ști, da. Ministerul anunță și suntem în legătură cu ei pe această temă. Într-adevăr, nu s-a luat o decizie la acest moment. Urmează să fim anunțați ce se va întâmpla. Din câte știu, se dorește ca calendarul de anul trecut, care a fost anulat și nu s-a putut ține, să se țină anul acesta exact în forma care a fost aprobată anul trecut. Și cât mai curând, cu siguranță vom ști cum se vor desfășura. Eu zic că o parte dintre ele, măcar online și tot, se vor desfășura. Dacă nu, sperăm că situația să se îmbunătățească și să putem să participăm și fizic. Doamna director, vă mulțumesc pentru timpul acordat și mult succes în noul an școlar. Și eu vă mulțumesc cu drag pentru interes și îi așteptăm pe toți să vină să ne viziteze și să participe la activitățile noastre.